Doamnelor, domnilor, domnilor bun găsit la Oameni și Povești. De la 17 ani a intrat într-un anturaj nepotrivit care l-a împins să fure pentru a face mai mulți bani. La început fura parfumuri, apoi aparatură, mai târziu autoturisme de lux. Și ca și când nu ar fi fost destul, a intrat într-o rețea de traficați de droguri și a început să vândă astfel de substanțe interzise. Însă în mai puțin de un an a devenit dependent de cocaină, consuma zilnic. Nu mai mânca, nu mai dormea, își dorea doar droguri. Într-o noapte urma să dea o mare spargere, însă mărturisește că Dumnezeu a intervenit în viața lui și l-a salvat. S-a lăsat de droguri și astăzi este misionar. Le vorbește tinerilor despre viciile pe care le-a avut și cum Dumnezeu i-a dăruit o nouă viață. Aflăm chiar acum cine vine la oameni și povești. Și pus început să fur. Autoturisme, tot felul de lucruri valoroase de lux cu care puteam să procură drogurile. Urma să ajung la Madrid, trebuia să facem rău cuiva. Un impresar, aveau doi copii, trebuia să ne ocupăm de copiii lui, Ca el să plătească un fel de răsplată pentru ei. Ca să-i răpim copiii, să spunem așa. O chestiune foarte grea, să o spun, dar asta a fost. A fost o poliție foarte mânjită. De multe ori, poliția respectivă, fie că era poliția națională sau secretă, îmi consumau propriile droguri. Eram, să spunem așa, cel mai dependent dintre dependenți. Din momentul când deschideam ochii, îmi doream să consum cocaină. Deci, dependența a lucrat la un nivel foarte profund în ființa mea. Nu mai dormi, nu mănânci, nu te odihnești. Nu ai muncă fizică, toate astea produc un organism sănătos, dar eu nu le aveam. Am devenit un fel de schelet, ambulanță, să spunem așa, un fel de mumie, foarte alb, uh, foarte slăbit, piele și os eram. Arătam groaznic. Am ajuns în momentul când am zis, o să mor. Deci asta simțeam, asta mă gândeam. Într-un club uh, am căzut deodată și nu, mai știu absolut nimic, mi s-a rupt efectiv m-am trezit în spital. Medicii s-au luptat pentru viața mea, a fost pentru prima dată când efectiv era să mor din cauza drogurilor. Medicul i-a spus că nu o să supraviețuiesc. La, la, cum arat eu și la cât de infectat e sângele meu și organismul meu, nu am șanse. Tatăl meu efectiv nu s-a lăsat copleșit, fiind un tată credincios, un om a rugăciunii, un bărbat care a dus și alte forme de greutăți în viață i-a spus medicului că Marius nu va muri. Am să mă rog și credem că Dumnezeu în care noi credem îl va salva pe Marius. Eu nu o să o niciodată cuvintele lui i-a spus, numai Dumnezeu te poate scăpa. Dar Dumnezeu încă o dată urma să facă ceva ce o șocat lumea de atunci și biserica, pot să spun, de atunci urma să fie închis și cu toate astea Eram mai liber ca niciodată. Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Marius Traniș. Bine ai venit, Marius! Mulțumesc! Bine mulțumesc. Găsit. mulțumesc și eu că mi-ai acordat acest interviu. Vorbim despre povestea ta de viață, care este una impresionantă, și îți mulțumesc că ne împărtășești din provocările vieții tale. Te-ai născut în județul Arad, într-o familie frumoasă, șapte băieți. Da. Șapte copii, șapte băieți, tu al patrulea băiat. Da. Cum a fost copilăria ta? Copilăria mea a fost uh, foarte ok, marcată de, ca orice altă copilărie, de multă bucurie, de multă veselie, de părinți extraordinari. Mai ales că aveai uh, alți șase frați, băieți, da. vă jucați foarte mult împreună. Exact. Avem o fotografie aici, sunteți împreună cu, uh, cu părinții, Da. toți cei șapte frați. Da? O aniversare de Crăciun, unde ne-am adunat cu toții, a fost extraordinar. Spuneam că vă jucați foarte mult împreună și la un moment dat, într-o zi, jucându-vă cu mai mulți copii, ai simțit că Dumnezeu te-a salvat de la moarte. Da. Ce s-a întâmplat atunci? Uh... Noi avem obiceiul să ieșim din zona restricționată de părinții noștri, să spun așa, și. Locuiați la casă sau. La bloc. La bloc, da. Okay. Și, ca orice alt copil, să spunem așa, vroiam să ieșim dincolo de granițe și <laughs> să, jucam, să explorăm. Și da, mi-aduc aminte că a fost vorba de un accident de mașină. Mi-a fost implicat eu și fratele meu, Ovidiu. Ce s-a întâmplat mai exact? Unde erați? În ce zonă? Descrie puțin. Să... Era lângă o șosea. Uh -huh. Acolo aveam obiceiul să alergăm, să ne jucăm cu alți copii. Obișnuiam să și dăm cu pietre după mașini, să spunem așa. Da? Un lucru foarte rău. Și la un moment dat, efectiv, fiind foarte aproape de șosea, o mașină ne-a lovit. Ce fel de mașină a fost mai mare, mai mică? Uh, un fel de aro, uh -huh. foarte vechi, uh, din acelea cu botul foarte lat, da? totul de fier, și efectiv impactul a fost uh, devastator, să spunem așa. Te-a lovit pe tine și pe fratele tău? Da, da. Cum s-a întâmplat? Ce ți-a aduce aminte în momentul impactului sau ce ți-au povestit după? nu mai rețin exact cam, uh, cum s-au întâmplat toate lucrurile, dar uh, în timp ce ne jucam, efectiv, uh, acel autotorism ne-a lovit. În plin. Da. În plin. Uh, l-a acroșat pe fratele meu video. Eu am rămas oarecum în urma impactului jos. Pe Te mine m-a lovit puțin, dar pe fratele meu l-a târât. Aproximativ 100-150 de metri, pot să spun, pe, pe șosea, Cu fața, cu fața spre asfalt a fost devastator, da, pentru, pentru el. Ce s-a întâmplat imediat după accident? Da, respectivul bărbat cu acela roșu s-a oprit undeva într-un stâlp. Nu știu dacă era neapărat băut sau treaz. Și normal, oamenii s-au speriat, ori vin la locul accidentului, au început să sune la salvare, la poliție, ori vin organele de poliție și... Tu și fratele tău erați conștienți? Eu eram conștient, el nu. Și fratele tău a fost transportat la. Da, a la fost spital. transportat cu ambulanța la, la spital. Eu am fost dus acasă de către un domn ce ne cunoștea. Am avut piciorul rupt, și fratele meu a ajuns la spital, din păcate. Ne-a da, și stat internat aproximativ o lună de zile. S-a refăcut. Da. da. A, ai avut prieteni care în aceeași zonă, pe aceeași șosea, și-au pierdut viața. Da. Copii fiind. Da. Îți aduce aminte un astfel de moment? Mi-aduc aminte de un caz a unui prieten al nostru care a murit în locul acela unde noi am avut accidentul. Obișnuia să se dea cu bicicleta și, fiind acolo, efectiv l-am văzut că întoarce pe șosea, ceea ce nimeni nu s-a așteptat să vadă chestia asta. Și, efectiv, a fost luat în plin de o mașină și omorât. A murit? Și am văzut cu, cu ochii mei, da. Din păcate. Zona aia era foarte uh, problematică. Uh, nu nu era atât de uh, obiectivizată, să spunem așa, de către organele de poliție, chiar dacă s-au întâmplat foarte multe accidente și mulți copii au fost loviți sau chiar oameni maturi. Și atunci noi, uh, efectiv, ne jucam în același loc. Ne-am expuși. Și uite că s-a întâmplat nenorocirea, da. am fost și noi loviți. Tot în copilărie, Dumnezeu te-a salvat cu o altă ocazie de la da, moarte. Da. Despre ce este vorba? Uh, da, s-a întâmplat de data asta undeva într-o zonă unde mergeam vara să ne scăldăm. Îmi aduc aminte că a fost într-o într dopamiază, tot așa de vară călduroasă, și uh, neștiin să not. Am zis, mai la început merg la mal, încep să mă obișnuiesc cu apa și uit, așa uh, m-am avântat, să spun. Și era să mă nec. Efectiv, m-am îndepărtat de mal mult mai mult decât o trebuit și într-un mod, să spunem așa, providențial, Dumnezeu m-a salvat printr-un om ce era la pescuit, printr-un bărbat și văzându-mă disperat, strigând, prietenii mei probabil urlau, văzându-mă că mă scufund, o sărit pe mine și m-a salvat. Da. Acum știi să noți? Da, da. am învățat Ai curaj să Am curaj să nu, da Un okay. fratele meu m-a învățat și știu să nu foarte bine Cred că ai amintiri foarte frumoase din copilărie Pe lângă aceste două amintiri care te-au marcat Și acolo ai văzut providența da. lui Dumnezeu Mâna lui te-a salvat de la moarte Tatăl tău ce lucra? Sunteți o familie numeroasă, șapte băieți Sunt convinsă că erau destul de multe provocări din punct de vedere financiar ce lucra da. tatăl tău? Uh, tatăl meu a lucrat în mai multe domenii, dar ceea ce se spune așa predomina atunci era zona construcțiilor. Uh -huh. uh, tot ce ținea de construcții, casă de la la Z, uh, eu știu, tot felul de garduri de zona asta. Dar era foarte expus. Trebuia să muncească mult, fiind mulți copii. Și cum vă descurcați? Era bine plătit uh, în respectiva perioadă? Mă... Să spunem așa, aici a fost o problemă, să spunem așa, care m-a afectat și pe mine, chiar din copilărie, cu toate că era foarte multă muncă, depunea foarte mult efort, lipsea foarte mult, cu toate astea nu era plătit conform muncii depuse și asta a dăunat familiei și uită că, într-un final, și vieții mele, să spunem așa. Ce înseamnă că nu era conform, plătit conform muncii lui? Adică nu era plătit în anumite luni? Exact. Da, da, deci ce se întâmplă și în zilele noastre? Adeseori, din păcate, când oamenii muncesc pentru anumite firme sau anumiți patroni, oamenii își depun munca, sunt conștienți, sunt responsabili, sunt nelipsiți și efectiv nu sunt plătiți. Venea acasă după o lună întreagă în care muncea de dimineață până seara în construcții și după o lună întreagă nu primea salariul? Da. Da? o lună sau mai mult, sau depinde de lucrare, cât, du cât dura respectiva lucrare. Și în urma lucrării depuse nu, nu îi se plătea, efectiv. deci. Ce că... spunea tatăl tău? Ce îi spunea mamei tale? Ce auzeai că vorbeau ei? Uh, da. Auzeam, din păcate, adeseori, nemulțumirea. Uh, oarecum, uh, depusă de tatăl meu în, în familia noastră. Uh, luam parte la anumite conversații dintre ei vă dați seama mama aștepta acasă cu restul copiilor, ca orice mamă în familie așteaptă ca bărbatul ca soțul să rezolve situația financiară, ceea ce la noi adeseori nu, nu se rezolva din păcate și da, se simțeau lipsurile se vedeau tot felul de discuții în jurul acestui subiect, parcă interminabil Mereu, mereu și mereu se căutau soluții, dar, din păcate, nu nu se găseau. Spuneai că te-a afectat cumva tot ce i s-a întâmplat tatălui tău și familiei tale, implicit. Muncea foarte mult și, cu toate astea, nu era plătit. Da. În ce fel te-a afectat? Ce simțeai atunci? Uh, fiind copil, ca orice alt copil, uh, așteptam ca tata și mama să-mi cumpere ce aveam nevoie, sau, să spunem așa, mofturile mele, dorințele mele, nu? Și atunci, văzând că nu este de unde, și văzând situația din familie, efectiv la început o, o provocat, așa, o, o durere, să spunem așa, sufletească, o nemulțumire. De ce nu ne descurcăm? De ce nu se poate altfel? De ce fac parte din familia respectivă? De ce trebuie să muncească? tatăl meu și să nu fie plătit. La vârsta respectivă, fiind copil, nu gândeam eu prea multe, dar a fost suficient ca să se nască în mine o nemulțumire profundă. Și asta m-a afectat. Sau cel puțin am văzut în decursul anilor că m-a afectat foarte mult. Îl cunoșteai pe patronul firmei respective? Pe unii, da, dintre ei. În ce context îi întâlneai? Da, Contextul, fiind și zone unde locuiam foarte, cu o populație foarte mică, îl întâlneam și la piață, pe stradă, pe unii din ei chiar în biserică, Bun. îi vedeam, deci erau creștini, erau uh, oameni de biserică, dar din păcate oameni care nu își făceau datoria să spunem așa deci îi vedeai în biserică da. și îi vedeai niște oameni foarte sfătoși da. însă în practică nu plăteau angajaților după exact. ce munceau exact. pe tine asta te-a afectat foarte mult foarte mult pentru că atunci când vorbești de un om de biserică te gândești la un om moral cu responsabilitate, cu frică de domnul un om care își face datoria mai ales fiind în contextul unei firme unor angajați nu te gândești la altceva, dar din păcate... Mergeați uh, înainte. Da, a fost foarte greu. Uh, nu pot să-mi aduc aminte neapărat că se îndatorau foarte mult. Uh, aici, desigur, a intervenit și Dumnezeu de multe ori. Văzând în viața mea și în familia noastră ajutorul lui Dumnezeu, prin diferite metode, fie că găsea un job de 2 trei zile și se plătea mult mai mult ca în o altă lună, fie că Dumnezeu trimitea anumite persoane să ne ajute. Da, a fost greu, dar în același timp, în tot greu, am văzut mâna Domnului. A fost deosebit. Nu ați simțit lipsa, de exemplu, iarna pentru lemne sau pentru hrană? Da. Ce-ți aduce aminte? Vara ca vară, vorba aia e mai ușor, toată lumea te mai descurci, mai muncești, mai alergi, dar iar țin minte că erau, uh, era, erau momente foarte grele. Pe lângă hrană, ai nevoie de încălzire. asta presupunea lemne. Noi locuim la casă, ul, uh, ulterior ne-am mutat la casă și aveam nevoie și de lemne. Uh, aici am putut să văd mâna lui Dumnezeu în multe ierni, când Dumnezeu efectiv ne surprindea, trimițându-ne lemne prin necunoscuți. Odată, chiar mă duc aminte că ne-am trezit cu o grămadă de lemne în fața porții, ne-am trezit, nu știau ai mei de unde, cine, cum. Deci a fost cu adevărat o minune pentru noi și o, con o continuat Dumnezeu să ne surprindă în felul ăsta, cel puțin iarna era foarte greu. Dar... Și, și, alimente primeați din când în când? Da, da, și alimente pe lângă a... lemne, ceea ce m-a determinat să, să pricep altfel viața cu Dumnezeu. La început oarecum îl acuzam pe Dumnezeu de ce ne merge rău, greu, dar mai apoi, văzând lucrurile astea, mi-am dat seama că, totuși, e, e ceva, e cineva care ne ajută, ne poartă de grijă. Tatăl vostru mergea la lucru, acasă rămânea mama voastră. Cum da. o descrie pe mama ta? Mama, o eroină, să spunem așa, un comandant. <laughs> Cu șapte de băieți. Având șapte de băieți, cum aș putea să o descriu? O femeie foarte sensibilă, care s a rugat foarte mult pentru noi dar și o femeie puternică care o știu să îndure greul, să rabde și să rămână lângă tata. Când Format. vă chema la masă, erați doar voi sau vă aduceați și prietenii? Aici e o, da, e o chestiune foarte importantă, să spunem așa cel puțin pentru mine acum. Erau foarte multe ocazii și le-am văzut cu ochii mei când în, pe lângă noi, cei șapte, în casa noastră întotdeauna erau și alți copii de pe stradă, ale vecinilor, nu știu de unde veneau, dar veneau. Era un soi de magnet casa noastră, mama făcea mâncare foarte bună, prăjituri bune, chiar langoși, gogoși, și atunci mă aduc aminte că toți copiii vreau să se fructe din... din puținul ce făcea mama. care era în familie, împărțea și celor care poate erau mai nevoie decât, decât voi. Da? Ceea ce e extraordinar. Timpul a trecut, tatăl tău a plecat în străinătate, în Spania, pentru a vă trimite bani, mai mulți. Tu ai rămas acasă, ulterior au mers și frații mai mari, însă în 2001, la 17 ani, ai mers și tu în Spania. În ce da. zonă? Da, am plecat cu un frate de-al meu să iniția să continui școala, să ne descurcăm mai bine, de ce nu. 2001 a fost probabil anul când, uh, am să regret că am plecat, dar uh, uh, așa o Dumnezeu. Am locuit uh, pentru 11 ani în Spania, acolo am plecat mai exact în orașul Elce, uh, lângă Alicante, lângă Valencia, un orașel foarte frumos, pe care mi-i dor. Și ai mers la școală. Cum da. a fost la școală? La școală a fost uh, bine, să spunem așa, dar a durat puțin. Da? De ce? Da. Am, uh, a durat cam două săptămâni, să spunem așa, școala pentru mine în, în Spania. Uh, datorită anturajului, să spunem așa, datorită Comportamentul. planurilor mele, comportamentului mm -hmm. meu. Ce s-a întâmplat mai exact? Uh, da. Eu plecând din România, deja nemulțumit, frustrat, dorindu-mi alt soi de viață, uh, am întâlnit, am început să cunosc persoane... De vârsta mea, copii cu alte probleme, din familii cu probleme și m-am înhaitat cu ei, să spunem așa. M-am început să-i cunosc. În școală fiind. În școală și am început să facem probleme, să ne ascultăm de profesor, să nu învățăm, să lipsim de la ore. Și uite așa, în două săptămâni de zile am fost exmatriculat. Exmatriculat. Da. Ce au zis uh, pai tăi, în principal tatăl era în Spania. Da, un șoc, ce să zic... Uh... Vă dați seama că niciun părinte nu își dorește lucrul ăsta, dar tatăl meu fiind un bărbat foarte harnic, ocupat, să spunem așa, nu, nu, nu neapărat că nu s-a ocupat de mine. Dar ce să-mi facă? Mustrare multă, pediapsă și atâta tot. Deci nu, Eu mi-am continuat, să spunem așa, activitățile mele, comportamentul meu deviat. Dar ai început să și muncești. Deci ai ieșit de la școală, da. ai fost matriculat și ai început să muncești da. în ce domeniu? În construcții? În construcții, da. Bun. Cam cât munceai pe zi? Ce să zic? Or fost zile când lucram zile întregi și cu alte ocazii două-trei ore. Depinde de ce muncă trebuia să depun. Ai spus că ai continuat comportamentul tău. Ce făceai mai exact? Da, păi... Nu mergeam la școală, chiar dacă mă lăsau uh, frații mei mai mari în fața școlii. Intram și după ce plecau ei, să nu fiu văzut, ieșeam. Normal, m-am înhăitat din nou cu prietenii mei, nu m-am gând de școală, chef de școală n-am avut și ne-am continuat activitățile noastre proste, să spun așa. Ne băteam joc de copii, tot felul de de, 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 chestii care mai târziu ori dăunat, desigur. Ați început să furați da. Ce furați la început? Pe vremea aceea când eram eu la școală în Spania, toată lumea era nebunită să aibă training noi, să aibă parfumuri, să aibă telefoane, să fii în vogă, să te expui, să ieși în evidență cu ceva. Am început să furăm și noi ceea ce își doreau copiii. Parfumuri, haine, telefoane... Tot felul de lucruri care ne produceau bani și plăcere în același timp și chiar și faimă. De ce nu? Ce făceam cu parfumurile, de exemplu? Toate parfumurile le vindeam copiilor din, din cinta școlii. Uh -huh. Fiind foarte scumpe, fiind foarte, parfumuri de, de, de firmă, de marcă, erau foarte scumpe, nimeni nu-și permitea, noi le vindeam la un preț foarte redus. Dacă parfum era 50 de euro, noi dădeam cu 20, cu 25, cu 15, doar ca să facem bani. Ai fost vreodată prins în magazin atunci când furai? Da, da, de foarte multe ori. Și da. ce s-a întâmplat? Da, la început, domnii respectivi ne urecheau sau ne amenințau că cheamă poliția sau părinții, dar ne dădeau drumul. Sau eram amenințat, să spunem așa, dacă mai vă prind, chem poliția... Vă punem cătușe, ca oameni maturi, încercau să ne sperie. În anturajul tău erai și cu alți copii români sau de alte naționalități? De, la început, da. La început erau și uh, copii din România, uh, cu care nu prea am avut legături. Uh -huh. uh, erau din mai multe țări, să spunem așa. În școala respectivă, da. era Chiar mi-aduc aminte, era clasă, uh, să spunem așa. De formare Da, da de formare limba. și toți copiii străini erau duși în acea clasă și începeam să învățăm limba spaniolă și uh, aveam tot felul de chestionare în limba noastră și atunci fiecare învăța pe compropiu yeah. um, Ai continuat să furi dar uh, altfel de obiecte cum procedai? Uh, da, desigur Totul a fost treptat, am început cu lucrurile astea mărunte și văzând că se produc bani, văzând că uh, merge treaba, să spunem așa, am început să cunosc tineri mai mari decât noi, care desigur ne-au uh, ne condus pe alte lucruri. Da, furam tot felul de, eu știu, laptopuri, uh, televizoare plasmă. Orice puteam ca să procurăm bani. Dar de la un parfum la, la, la laptop a fost doar un pas, să spunem așa. Atacați și pe stradă persoane? Da, da, din păcate, mai târziu am început să abuzăm de, de oameni, să-i speriem, să-i lovim, să, îi lovem, să atacăm, mai ales, în special, Doamnele în Vârstă, și... Poșetele lor tot ce aveau la îndemână de preț, de valoare. Noi, oarecum aveam ca obiectiv, doamnele, mai vârstă, știm că nu pot să fac nimic. Sunt vulnerabile. Vulnerabile, da. nu puteau alerga după noi, noi eram tineri. da. În conștiința ta lucra că e greșit ce faci sau pur și simplu te obișnuisei atât de mult și ți se părea ceva normal? Da, la început cred că orice persoană atunci când face ceva rău, ceva în el îl determină să oarecum să fie mustrat și să se simtă rău. Eu la început, da, pot să zic că aveam tot felul de procese. Măi, nu e ok, nu e regulă să-mi atragă probleme, dar mai târziu, efectiv, nu, nu, mai aveam niciun fel de problemă în a face ceea ce făceam. Se Eram insensibil, să spunem așa, la acțiunile mele. Da. A intrat într-o bandă puternică după câțiva ani, și ați început să furați autoturisme de lux. Da. Cum procedați? Da. După aproximativ 2-3 ani, am început să cunosc un român, de data asta, care racola, să spunem așa, adolescenți și tineri în favoarea. Unor servicii negative, să spunem așa, cum ar fi furtul, și cunoscându-l, el mi-a povestit, să spunem așa, de uh, chestiune legate de, de autoturisme. Am început să, să mă provoace, să spunem așa, mai nu-i suficient cât câștigi, nu -i... astea sunt lucruri pentru copii, hai să te înveți cum se face bani, hai să devii mare și atunci. Am cunoscut tot mai multă gruparea asta, care era formată nu doar din români, desigur, din mai multe părți, marocani, algerieni, francezi chiar, spanioli, țigani. Era un fel de mini comunitate, să spunem așa, că deținea un cartier, unde am intrat și eu. Și da, am început să furăm autoturisme, la început fără șofer, dar mai târziu cu tot cu om. Deci era... Cum procedați cu victimele respective? Adică, cum acționați efectiv da, păi acționam întotdeauna în grup, fie ziua, fie noaptea. La început încercam să sustragem cheia șoferului, să spunem așa, prin, nu știu, intram în legături cu el, discutam, îl invitam să bea ceva, și atunci o fată sau un băiat îi lua cheia și puteam, într-un final, să-i sustragem autoturismul. Dar mai târziu, da, mergeam în zone mai puțin observate, să spunem așa, de oameni, în parcuri sau lângă parcuri, unde oamenii mai consumau alcool, de, de regulă vinerea, sâmbătă, și efectiv intram cu acel domn sau cea doamnă în, ma în mașină, și da. Forțam, să spunem așa. Ce se întâmpla cu omul respectiv după ce luați mașina? Da, ne îndepărtam anumiți kilometri. De zona în care... De zona de unde îl da, luam da? și îl amenințam. Alții erau bătuți, el rămânea în acel loc și noi ne întorceam cu, cu mașina, cu autoturismul. Părinții tăi știau de ce făceai? Nu la intensitatea la care făceam lucrurile. Cunoșteau ceea ce făceam. Știau că m-am înhăitat, că umblu noaptea, că fumez, că eu știu, fur, probabil observa că eram un dulap haine noi și de la parfumuri, dar nu și-au dat seama, nu și-au imaginat niciodată că... E la acel nivel. Făceam ceea ce fac, da. Când, ți aduce aminte când ai fost pentru prima dată arestat? Cine a venit să te scoată din arest? Da, desigur, au rămas și problemele, pentru că inevitabil ajungi acolo. Da, mi-aduc aminte prima dată când am fost reținut de poliția locală, am fost dus la secție, am fost închis pentru două zile și a venit după mine un frate de-a meu mai mare. Nu o să o niciodată, Florin. El a fost cel ce a venit să mă scoată de acolo. Din... Ce ți-a zis? A fost închis. Da, mi-am luat o bună mustruală, să zic așa. m-a bătut. M-a certat, desigur am început să-mi spună unde vreau să ajung, ce am de gând. Am început să mă muste referitor la școală, de ce nu mă țin, de ce nu mai merg, uită ce fac. Desigur, ca un frate mai mare, am încercat să mă protejeze, dar nu am mai avut cu cine, să spunem așa. Le-a spus părinților despre tine? Da, da. Le-a spus probabil ca să mă poată proteja, să nu mai ies, să mm -hmm. mă țină oarecum cumva îngrădit. Ți-aduce aminte discuția între tine și părinții tăi? da mama desigur ca de obicei plângea ca o altă ca o altă mamă cred eu atunci când aude că sau își dă seama că copilul ei a fost reținut și închis da, fiind adolescent dar în schimb tata cred că mi-a și dat o bătaie bună atunci dar desigur nu am reacționat pozitiv supărați triști vă da, dați seama că nu s-au gândit niciodată că o să mă culeagă, să spunem așa, dintr-o secție de poliție. Tu primisei o educație creștină. Da. da. Și bazele și valorile pe care familia ta le respecta da. erau încălcate. Da, am avut parte de o copilărie deosebită. Ne-a fost învățat să nu fur, să nu fac rău, și din motiv să fac binele, să ofer bunătate, să ofer dragoste, să ofer milă. Eu, desigur, am încălcat toate aceste principii rând pe rând. În zona în care voi locuiați în Spania, exista și o biserică. Mergeai da. la biserică? La început, primii, ani, da. Mergeam, să spunem așa, regulat. Duminica, dimineața, seara, urmând un frații, părinții, eram și eu acolo, undeva, în biserică. Dar la început mergeam. Însă, cu timpul? Cu timpul am început să ororesc, m-am răcit față de tot ce se întâmpla în biserică, m-am răcit față de Dumnezeu, efectiv nu mai aveam niciun fel de legătură, să spunem așa, să mă rog sau să cânt sau să am vreo atracție. Și, desigur, urmat inevitabilul și m-am rupt definitiv de, de biserica locală. Um, mai târziu, ai uh, reușit să pleci uh, din zona în care locuiai, Elce, pentru că voiai cumva să scapi de gruparea aceasta infracțională. Da. Și uh, ce s-a întâmplat cu tine după aceea? Uh, o fost, așa, să spunem așa, a fost o răbufnire a mea personală, văzând unde mă îndrept, uh, am zis, măi, singura șansă soluției să plec din oraș. Dar, desigur, nu... am ieșit din oraș, dar noi ieșit, să spunem așa, orașul din mine sau da. prietenile din mine. Și... Îți era teamă pentru viața ta? Da, da. Viața mi-a fost amenințată și chiar pusă în pericol de, de a o pierde de multe ori. Tocmai asta m-a determinat să, să plec din zona respectivă. Ai fugit și ai ieșit din gruparea respectivă, și totuși ți-ai continuat obiceiurile mi-am continuat obiceiurile și am căutat să spunem așa, o altă grupare văzând cum stă situația în prima grupare unde am fost, am zis măi nu-i mai de mine o să încerc să plec, să evit pe prieteni, să evit pe respectivul care m-a mă, mă provocat să lucrez așa pentru el și am zis măi o să-mi caut rostul singur, să nu mai depinde nimeni, să fac banii mei să am teritoriul meu să fac eu efect, uh, uh, un fel de bandă, să spunem mm -hmm. așa. Mm -hmm. da. Și am plecat din oraș și am întâlnit alți băieți, altă grupare, unde am dat de alte probleme, să spunem așa, mult mai mari. Cum a început totul? Da, uh, eram într-un club, să spunem așa, am cunoscut un uh, băiat colombian. Uh, la început vorbeam tangențial, uh, foarte uh, superficial. Ne întâlneam, eram împreună în acea grupare dar mai apoi a început să vorbească despre el, despre familia lui, cu ce se ocupă, cum fac bani. Normal că am ciurit urechea, am fost interesat. Am început să ne împrietenim, să spunem așa. Și da, m-am apropiat de familia lor. Era o familie de colombieni care se, se ocupau de traficul de droguri. Întreaga familie, de la tată, mamă, până la ultimul copil din familia lor. Câți copii avea familia aceea? Mi-aduc aminte că aveau patru băieți. Toți patru se ocupau de trafic împreună cu părinților. De mici erau instruiți pentru asta? Da, eu cred că de mici. Venind din Columbia, eu cred că și acolo în țara lor practicau. Venind odată în Spania, făcând bani ușori uh -huh. din droguri. Cum a căpătat <coughs> încredere în tine această familie? Da, am fost testat, să spunem așa, până să prindă încredere în mine, să mă ia în familie, m testa foarte mult. Mi-au dat lucruri de valoare, mi-au dat chiar droguri să le țin, să vadă ce fac cu ele, cât timp le țin, cum le vând, cum produc bani. Foarte multe teste și în urma testelor trecute au început să-și deschidă inima și... Cum a fost pentru prima dată când ai testat drogurile? Uh, îți aduce aminte momentul când a fost? Da, dar ne aduc foarte bine aminte. Eram cu unul din băieți, din băieții acestei familii, eram într-o mașină, trebuia să ne deplasăm într-un alt oraș, uh, am consumat amândoi alcool, în noaptea respectivă eram amândoi, efectiv, uh, foarte, foarte îmbibați în alcool, beți. Și la un moment dat, el a tras într-un peco și m-a provocat. Oarecum, spunând mi vrei să te trezești? Am zis, dar cum? Că suntem amândoi. Cum suntem? Și am scos o carcasă de CD-uri și pentru prima dată a fost, să spunem așa, provocat să gust eu însumi ceea ce vindeau ei, și anume cocaina. Ai întrebat ce este? Da, da, am fost curios nu mai văzusem până atunci neapărat Drog. pentru că eu când îmi dădeau ei totul era împachetat, totul era nu, nu, știam. Dar atunci au o scos, au o pus pe carcasă și efectiv am văzut. Da, am întrebat ce este, mi-a spus că e cocaină, e un fel de... Nu mi-au dat multe explicații, au zis, tu doar consumă și îți explic mai, mai, târziu. Și în momentul când am consumat, da, într-adevăr, impactul a fost uh, foarte mare. Ce s-a întâmplat în organismul tău? Uh, S-a întâmplat exact ceea ce mi-a spus băiatul asta. M-am trezit instantaneu din beție Deci a fost ceva ce nu, nu, nu mi-am putut imagina că poate exista așa ceva în, în viața reală. În urma uh, consumului respectiv, efectiv, uh, m-am trezit. Și după această experiență au urmat și altele. Da nu a fost, din păcate, prima și ultima oară, ci din potrivă mi-a plăcut senzația respectivă, adrenalina ce mi-a oferit-o, faptul că m-a trezit m-a determinat să, să continui de acum umblând foarte des cu el, să spunem așa în, în fiecare zi, vinerea sâmbăta erau momente când consumam împreună Mergeai la ei în familie? îți destenuiau tot ceea ce ei comercializau? Da. Și ai început și tu să comercializezi? Da. Am fost luat, așa să spunem, ca un membru al familiei lor. Inima lor s-a deschis față de mine, m apreciat pentru faptul că pot păstra secretele din viața lor, că pot produce bani la fel de bine ca și copiilor și m adoptat, să spunem așa. Și da, au urmat tot felul de momente să spunem așa frumoase cu ei unde am și învățat regulile familiilor și modul lor de viață. Cum te plăteau? La început mă plăteau cu bani sau în obiecte de valoare chiar îmi aduc aminte că au cumpărat chiar și o mașină doar ca să mă țin aproape și să pot lucra cu ei, pentru ei pentru că ei aveau nevoie de, de persoane loiale, să spunem așa. Tu cui vindeai aceste droguri? Uh, tuturor oamenilor care veneau să cumpere, deci minorilor, adulților. Dar cel mai mult vindeam la persoane cu foarte multă influență și cu foarte mulți bani. Da, Adică speța de sus. Și cum ai intrat în legătură cu aceste persoane? Familia respectivă, fiind de mai mulți ani în domeniul traficului, cunoșteau absolut toate familiile sau toți oamenii bogați din zonă care vreau să se distreze și să consume cocaină. Și atunci, prin ei, am intrat și eu în relație. Spune să că, le vând. Spune că această familie avea anumite reguli. Una da? dintre reguli era să consumați această cocaină nu no anumit gramaj. Da. Uh, a fost oarecum o regulă strictă prin care ei îți testau, să spunem așa, loialitatea față de ei. Nu de, de, de uh, consumul în sine. Ei vreau să vadă cât reziști, uh, cât consumi, dacă asculți, dacă e supus. Și la început totul era foarte clar. Nu ai voie mai mult de atât. Pe zi sau pe săptămână? sau? Pe săptămână. Uh -huh. Plus de asta era și scumpă și nu își permiteau să facă risipa uh, din uh, trafic și nici din consumul personal. De obicei, cei care vindeam nu aveam voie la consum. Dar uh, mie mi s-a făcut așa oarecum un hatâr uh -huh. pentru că ori, ținut la mine. Și au văzut că îmi doresc. Și au văzut că am mult mai multă îndrăzneală și curaj în urma consumului să vând și să fac ceea ce făceam pentru ei. Te-a prins vreodată cineva acasă atunci când consumai droguri? Da, din păcate, fratele meu mai mare, Dorin, mi-aduc aminte într-o noapte, eram în camera mea, pentru că eu mă întorceam des acasă, chiar dacă plecam des, totdeauna în inima mea aveam imaginea mamei, a căminului, simțeam nevoie să mă întorc acasă. Și într-o noapte am uitat efectiv să-mi blochez camera și fratele meu a dat buzna, probabil să mă salute, să vadă dacă sunt acolo, dacă sunt ok. Și efectiv eram uh, pe masă uh, cu drogul respectiv, uh, consumam. Atunci pentru prima dată au luat uh, contact cu adevăratul Marius care uh, pe care îl aveau în casă. Da. Ce ți-a zis fratele tău? Uh, o da seama, a fost uh, un moment de șoc pentru el. Prima întrebare: ce faci? Ce e asta? Mm, și odată el seama că ceva nu e în regulă. Și i-am explicat: Uite, de ceva timp consum cocaină, așa arată, te rog să rămână între noi, dacă se poate. Dar el, fiind un băiat foarte deosebit, care m-a iubit mult, care o ținut la mine, care a vrut să mă ajute, o ținut secret. Până după ce uh, a fost schimbarea mea și în urmă o discuta cu părinții mei. Deci da. nu le-a spus atunci părinții nu, 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 nu. despre ceea ce a văzut. Cred că era un șoc care uh, 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 o termina pe mama mea. Cred că... Familia aceasta a fost prinsă vreodată sau vreunul dintre membrii familiei de către poliție? Da. De fapt, era ceva foarte ciudat cu familia asta, între ei și stat, pentru că exista un fel de contract, de înțelegere. În fiecare an, din familia asta, un membru al familiei trebuia să fie închis pentru următorii doi ani. Așa că, începând de la tată până la ultimul băiat, toți au fost în penitenciar închis. Câte doi ani. Și tot așa. Efectiv, era un fel de de trat, să spunem așa, de, de obicei. Voi veniți, vă predați și atunci vă lăsăm în pace. În ce fel se implica poliția din zonă? Și mă refer acum și pentru furturi, și în cazul traficului de droguri. Asta e o întrebare, să spunem așa, delicată, grea, pentru că, când vorbim de autorități normale, ar trebui să vorbim de loialitate din partea lor de responsabilitate de aplicare a legii dar în schimb ce am văzut eu din perspectiva mea și ce am trăit a fost o o poliție foarte mânjită da deci de multe ori poliția respectivă fie că era poliția națională sau secretă îmi consumau propriile droguri deci erau oameni care cum se lăsau înjiți de această familie, fiindu -le și teamă. Le comercializați da. de la voi sau vă prindeau și atunci... Da, ei știau zonele unde noi ne mișcăm, de obicei în cluburi de noapte sau în parcuri și atunci veneau acolo. Desigur, ne prindeau chiar în flagrant sau când vindeam sau după și întotdeauna ne luau undeva în un separeu sau în toaletă sau undeva în parc, în întuneric și efectiv luau tot ce aveam. Bani, droguri, absolut tot. Cu placa pe ei, cu pistolul la ei, cu organele de poliție. Vă confiscau tot? Nu vă arestau? Nu ne arestau pentru că știau că dacă ne arestează, nu mai au de la cine colecta. Ai, ai văzut și când, poate, polițiștii se drogau în fața voastră? Da, de foarte multe ori. Mie cel puțin mi s-a întâmplat de cel puțin două ori când doi sau trei polițiști să mă prindă și să se drogheze de față cu mine. Chiar și o femeie dintre ei la un moment dat. O a doua oară când m-au prins, eram într-un club, eram cu încă două fete și mi-aduc aminte clar. Au venit direct la mine, știau cine sunt de sigur, m-au în toaletă, scoate tot, la început am dat și eu din coate și din numeri că nu știu despre ce vorbesc. Și normal. Aveau metode să te facă să scoți tot și să poți vorbi. Te, amenințau cu pistolul, te loviau, te puneau în genunchi. Ce-a scoteai? Și da, am scos și consumat de față cu mine. În timpul serviciului? În timpul serviciului. După aceea mergeau... Fiecare își vedea de, de viață și de treabă mai departe. Ce vârstă aveai atunci? Uh... 19 ani, 20 maxim. Și realizai uh, cât de puternice sunt aceste droguri uh, pentru organismul tău și pentru poate cei din jur? Uh, da, erau oarecum o conștientizare, dar cu toate astea plăceria înneca oarecum înăuntru meu. Uh, și conștiința și conștientizarea faptului că mă va distruge. Efectiv, e un fel de carusel pe care, în care te așezi și îți dai drumul ne ținând cont de consecințe. La un moment dat nu mai știi, îți dorești doar. Da. Pofta efectiv devine o obsesie. Și de acolo înainte totul curge de la sine. Consumi doar de dragul de a consuma, la început de a te distra, de a te simți bine totul începe așa, orice viciu Tu cum ai început? Consumai la sfârșit de săptămână? Da Și apoi? După aia aproape zilnic aproape zilnic? Da, săptămânal, mai apoi aproape zilnic unde eram implicat într-o anumită acțiune înainte de orice acțiune, orice activitate consumam Nu ai realizat că devenisești dependent? Nu nu, la început nu. Am zis că e normal, fiind în acel mediu unde toată lumea consuma, am zis, mă, e normal să să consum. Nu știam că era un început de dependență. Și într-un an de zile ai devenit dependent de cocaină? Da, aproximativ da. Un an, un jumate, maxim doi, acolo, oricum. O perioadă scurtă, lungă de timp? Uh, scurtă. Scurtă. Cred că a fost foarte scurtă, pentru că mi-am dat seama după aia... Fiind un drog atât de puternic, da. provoacă dependență. Pune stăpânire, provoacă dependență și problema e că nu mai ai efectiv opțiuni. Nu știi cum să-l controlezi. E o, o substanță care efectiv provoacă ceva la nivel de creier, de, de, de organism, de organism, și atunci efectiv ai nevoie tot mai mare. În momentul când deja devenisei dependent, ce reacție aveai în organism? Dorm puțin, da, una insomnia, slăbești foarte mult pentru că nu mai consumi alimente, îți stai pofta de mâncare, apetitul, și, ce să zic, la început a fost ok, să spunem așa, din cele două puncte de vedere, dar mai târziu am început să am și alucinații tot felul de stări conflictuale, <coughs> nervi, ură, da, încep să devii agresiv. Au sesizat cei din familia ta că este ceva în neregulă cu tine? Da, or, or sesizat, dar nu mă prea aveau prin preajmă, să spunem așa. Nu mai locuiam cu, cu ai mei, eram tot plecat, mă întorceam odată la o lună, două, să o văd pe mama și apoi dispăream din nou în noapte. Da, Familia cu care colaborai pentru traficul de droguri, au sesizat schimbări la tine? Da. Ori sesizat schimbări și au încercat oarecum să mă oprească. Ce ți-au spus? Și-au dat seama că unde am ajuns eu, nu trebuia să se ajungă. Consumul fiind atât de des, neștiind ei că băieții procură și ne distrăm împreună și așa mai departe, normal, au încercat să mă oprească. Și? Să nu mai îndea, să nu mă mai țină în casă cu ei, să încerce să mă alunge. Dar ei morcos au pe o ușă și eu intram pe alta. Deci nu au putut să se debaraseze, să spunem așa. Mor și iubit și nu au putut să, să scape de mine. Dar au încercat, dar nu au in... reușit să mă oprească. Dar ce au făcut într-un final? Uh, într-un final am plecat eu, să spunem așa. Discutând cu ei, am zis, mă, nu se merită să mai rămân, să tot au tot felul de... Mi-era și teamă, pentru că reacționau întotdeauna cum nu te așteptai. În istorialul sau în istoricul familiei lor, sunt foarte multe victime. Chiar decese, unde nimeni nu știe cum, de ce, când și asta m-a determinat să plec într-un final. Și persoanele respective de ce date erau dependente de droguri? Toate, da. Uh -huh. Erau doar așa. Îi putea ține pe oameni să lucreze pentru ei, oferindu-le cocaină. Ei știau oarecum că tinerii care ajung să lucreze pentru ei vor deveni dependenți. Nu neapărat că aveau o durere pentru ei. Niciun dealer nu are o durere pentru clienți dar pentru mine au avut ceva aparte, să spunem așa ca sentiment, ca emoții ca amor iubit dar nu s-au mai putut merge înainte și am plecat eu Ai plecat, însă dependența era tot mai mare Da. și îți procurai aceste droguri de unde? Din alte părți erau foarte multe cartiere cu familii ca și ei, care vindeau practic tu acum doar trebuia să faci rost de bani? Rost de bani. Ca să îți procuri substanțele respective. Și da. cum făceai rost de bani? Acum era mult mai greu să procur banii pentru că nu mai lucram cu ei, nici pentru ei. Și trebuia să mi fac rost singur de bani. Și m-am -am reîntors la vechea vechea obicei, la vechea slujbă, să spunem așa. Am început să fur. Autoturisme, tot felul de lucruri valoroase de lux cu care puteam să-mi drogurile. Furai și apoi îți procurai drogurile respective. Da. Exact. Consumai zilnic. Zi de zi. Da. Deci, de dimineață, micul dejun era, să spunem așa, Ai... jumătate de gram un gram și apoi până seara. Ai avut un moment în care ai simțit luciditate și ai zis că trebuie să mă opresc? De multe ori. Până să ajung la acea dependență care efectiv mă măcinat și nu mai puteam, da, aveam momente de luciditate unde doream oarecum să, să scap, dar unde să te duci? La familie mi-era oarecum și jenă și teamă, la poliție nu puteam și în spital cu atât mai puțin, pentru că ei te întrebau. De unde ai, cum ai ajuns în, în starea asta, și am rămas așa. Am rămas în, în anonimat, să spunem. Într-un an de zile, ai devenit dependent de cocaină. Da. Ce simțeai atunci când nu aveai droguri la îndemână? A, disperare. Ca orice alt viciu, asta produce atunci când nu-l nu mai ai. Sperare, dorința de a face orice pentru a reintra în posesia drogului și frustrare pentru că nu poți să procuri pe cât îți dorești. Familia ta a observat anumite schimbări fizice la tine. Da. da. Cum erai atunci? A fost foarte greu pentru ai mei să mă vadă în starea în care eram. Păi dați seama, nu, nu mai dormi, nu mănânci, nu te odihnești, nu ai muncă fizică. Toate astea produc un organism sănătos, dar eu nu le aveam. Am devenit un fel de schelet, ambulanță, să spunem așa, un fel de mumie, foarte alb, foarte slăbit, piele și os. Eram, arătam groaznic. Unde stăteai? Stăteam pe unde... Apucam, să spunem așa, la prieteni, la prietena mea, și cât mai departe de oraș, unde, unde întâlneam prieteni sau unde cunoșteam persoane, încercam să mă adăpostesc acolo. Spuneai că fratele tău mai mare te-a descoperit atunci când ai luat droguri în propria casă. Da. Atunci era la început, nu erai dependent de cocaină. Însă, te-a întâlnit și ți-a văzut fizionomia. Exact. Ce ți-a zis atunci? Uh, l-a durut. Uh, față de ce a văzut înainte, cu uh, față de imaginea pe care o avea înainte cu mine și de ceea ce vedea acum, a fost diferență de la cel la pământ. Uh, Doru, cum vă spuneam, Dorin era și este un băiat care întotdeauna uh, te plin de dragoste, de răbdare, de compasiune și asta a făcut și cu mine momentul ăla. m-am întâlnit pe stradă, venisem în oraș cu ceva treabă și efectiv o dat peste mine. Și m-a convins. Și acum mă gândeam cum au avut puterea de convingere asupra vieții mele să mă ducă la el acasă. m am întâlnit pe stradă, pe, stradă văzându-mi starea, m-a rugat să merg la el. Și m acceptat. Ai acceptat. Da. Cum te comportai acasă la fratele tău? Foarte ciudat. Foarte rău. Plecam de la el. Trebuia să mă caute, nu, nu mă găsea. Eu eram disperat după bani. Dependența mea, să spunem așa, mă, mă determina să fiu răutăcios cu el, să-i cer bani. Să-l oblig, să-l forțez, să-mi dea. Z să mă ducă, să-mi cumpăr. Zădea? De cele mai multe ori, da. Din bănuții lui muncis, din salariul lui, rupia și îmi și mie. Pentru că nu, nu a avut de ales. Ca să mă țină cu el, o trebuie să gândească o strategie să nu mai plec. Atunci, propriul meu frate, o trebuie să-mi procure banii ăștia, în păcate. Le-a spus și celorlalți membri ai familiei despre starea ta? Da, cu toții știau, familie, biserică, deja știau despre cazul meu, despre situația mea unde am ajuns, pentru că au fost nevoie de ajutor, de sprijin, chiar și Dorin avea nevoie de sfaturi, de, de rugăciune, de, eu știu, consiliere, ca să vadă cum, cum să, ce să facă cu mine, nu să pună problema. Cu părinții tăi ai vorbit în perioada respectivă? Uh, nu. Nu pot să spun că am discutat, am vorbit cu ei. Deja eram foarte rupt de tot ce înseamnă mediul familiei, părinți, restul fraților, doar cu Dorin. În el am avut încredere, să spunem așa. Și să înțeleg că de dimineață până seara îți doreai doar droguri. Da, efectiv pentru asta trăiam. Din momentul când deschideam ochii, uh, îmi doream să consum cocaină. Deci dependența au lucrat la un nivel foarte profund în ființa mea. Într-o zi, ai luat o supradoză. Ce s-a întâmplat? Uh, da. Ca orice alt organism supus uh, oboselii, lipsei de somn, lipsei de hrană, plus viciului, uh, capitulez. Am capitulat și eu, să spunem așa, și într-un club uh, am căzut deodată uh, la pământ, și nu mai știu absolut nimic, mi s-a rupt efectiv filmul, m-am trezit în spital. Ce s-a întâmplat cu tine? Da, am fost în trei zile, medicii s-au luptat pentru viața mea, a fost pentru prima dată când efectiv era să mor din cauza drogurilor și au schimbat sângele în mine, mor ținut sub supraveghere. Și. Părinții tăi au venit la spital? Uh... Tatăl meu a venit. Da. Și ce i-a spus medicul tatălui tău? Da. Odată ajuns acolo, vă dați seama că, văzând mă în starea respectivă, medicul, din câte am înțeles, ulterior mi-a spus și mie tatăl meu, medicul i-a spus că nu o să supraviețuiesc. La, la cum arat eu și la cât de infectat e sângele meu și organismul meu, nu am șanse. Și atunci chiar i-a spus ceva, mi-aduc aminte că. Peste 90% din tinerii care uh, ajung la spital de supradoză, mor. Deci eu cu adevărat uh, am fost un caz special, o minune, să spunem așa, ca după trei zile să ies pe propriile picioare. Și... Cu perfuzii, dar pe picioare. Și ce i-a zis tatăl medicului? Uh, Desigur, medicul spunându-i tatălui meu aceste lucruri că nu voi supraviețui, tatăl meu, efectiv... Uh, nu s-a lăsat copleșit, fiind un tată credincios, un om a rugăciunii, un bărbat care a dus și alte forme de greutăți în viață, i-a spus medicului că Marius nu va muri. Am să mă rog și credem că Dumnezeul în care noi credem îl va salva pe Marius. Și așa au și fost. După trei zile de supradoză, de schimbatul sângelui, de toată de tot acel proces, de toată nebunia, Dumnezeu avea să facă această minune. Și medicii să o vadă. Cum te-ai simțit când ai ieșit din spital? Uh, mult mai ușor, să spunem așa, dacă pot să uh, spun lucrul ăsta mult mai liber uh, și la nivel de, de minte, de, de organism. Nu mai simțeam așa de încărcat, dorința nu mai era atât de intensă pofta de a consuma nu mai era atât de intensă, dar era acolo. m-am simțit, să zic așa, super bine. Dar mult mai bine față de cum am intrat. Următoarele etape în viața ta care au fost. Da, nu am știut gestiona. Nu aș dori să acuz pe nimeni, să zic așa, dar eu cred că după ce am ieșit din spital am avut nevoie de consiliere specială, de ajutor special și nu mi s au oferit, să spunem așa. Normal, părinții și-au făcut datoria, mor au îngrijit, s-a ocupat de mine, eu m-am reîntors la Dorin, acasă, tot a fost ok, dar doar pentru un timp, o săptămână, două, în momentul în care am început să mă simt mai bine, am coborât în stradă, din nou, organismul cerându-mi din nou cocaină. Și ai început să consum din nou? Am început să consum din nou, parcă mai mult, pe cum am simțit de gol și de liber și de ușor, atât am avut setea și foamea mai mare. Pentru că e o formă de mecanism, să spunem așa. Eu am fost ajutat medical, dar n am fost ajutat spiritual și la nivel de minte să pot lupta eu, să mă pot împotrivi. Și asta cred că a cauzat, a fost o cauză care m-a determinat să continui, să spunem așa. În și în ai început să în consum din nou da? și ai ajuns Într un am alt așus... moment dificil în viața ta. Da, da. Ce s-a întâmplat? Uh, a urmat o a doua supradoză, de data asta cu impact mai mare. Uh, din nou am fost la limita când să mor, și, și de data aceea, într-un mod uh, providențial, minunat, Dumnezeu uh, m-a scăpat. Da, prin intervenția medicală, cu ajutorul uh, medicinei respective a oamenilor. Dumnezeu, eu am intervenit și am scăpat din nou. Am ieșit din nou din spital. Și din păcate, nici de data asta, nu am putut reacționa pozitiv la propria în viață să mă gândesc diferit, să învăț din uh, greșeala din trecut care pusese la scurt timp. Și desigur, m-am reîntors în stradă. Ce a, da. ce a urmat după acest episod? Uh, din nou, anturaj, plecam de acasă, mă întorceam. Grija fratelui meu mai mare. Uh, a fost un moment de, să spunem așa, de panică pentru mine, pentru că am ajuns în momentul când am zis: o să mor. Deci, asta simțeam, asta mă gândeam. Uh, uh, organismul meu nu mai reacționa. Efectiv. Uh, Aveam tot felul de, 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 de scurgeri, să spunem așa, de sânge, care le eliminam. Uh, a fost foarte greu. Și a fost o perioadă foarte grea. Ți-a fost teamă pentru viața ta. Da. Însă da. nu puteai să renunți la droguri. Nu puteam renunța și nici nu știam unde să cer ajutor. Asta m-a determinat să rămân acolo în cuibulețul meu, să spunem, Desigur, fratele meu a căutat să sune, să caute. Nu prea doream să vorbesc cu oameni. Mi-era și frică, nu aveam încredere mă, să mă expun acum. Eu oarecum îmi dădeam și un verdict. Mă, până aici au fost. Aici am ajuns, aici voi încheia socotelile cu, cu viața. Dar desigur, nu a fost așa. Dumnezeu nu a vrut asta pentru tine. Nu a vrut asta. Într-o seară, ai primit un telefon. Da. Într-o seară, familia pentru care lucrasem, în anii ăștia de umblare cu ei, de trafic, ne-am adunat anumite datorii la ei, să spunem așa, destul de mulți bani. Deja ei mă căutau, vreau să recupereze banii, eu nu aveam să îi dau. Și au spus, uite, facem un târg. Noi avem acum un să spunem așa, un pont, undeva în Madrid, dacă faci chestia asta pentru noi, suma e foarte mare, 70.000 de euro, ne plătești datoria, restul păstrezi tu. Și încheiem socotelile. Ce urma să faci? Da, urma să ajung la Madrid, trebuia să facem rău cuiva. Mm -hmm. Un impresar, aveau doi copii, trebuia să, să ne ocupăm de copiii din sului ca el să plătească un fel de răsplată pentru ei. Ca să-i răpim copiii, să spunem așa, o chestiune foarte grea, să o spun, dar asta a fost. Și? și? Și, nu am mai ajuns să fac lucrul ăsta și mă bucur foarte mult, pentru că în momentul când eu eram în camera mea, pregătindu-mi bagajul și să aștept telefonul să sune, Efectiv, deodată am simțit o pace internă, cum nu mai simțisem niciodată o bucurie, și uh, Dumnezeu a început să vorbească înăuntru meu, în mintea mea, în inima mea. Și? Era momentul când Dumnezeu a declanșat acel lucru. Ce ți-a spus? Ce ai auzit? Uh... Da, pare, să spunem așa, puțin deplasat, dar asta a fost realitatea, asta s-a întâmplat, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu comunică cu oamenii. Dumnezeu mi-a spus să merg la biserică. Da, ceea ce nu înțelegeam. Eu nu mai fusesem la biserică de ani de zile, nu mai aveam contact cu nimeni. Dar a fost modul și metoda lui Dumnezeu de a eu lucram în viața mea în seara respectivă, într-o seară de luni, în acea seară, în acea noapte, Dumnezeu mi-a vorbit, am ascultat de vocea Domnului ce îmi vorbea personal, și am ajuns în fața Bisericii, chiar dacă era mai târziu. De regulă, atunci bisericile sunt închise, dar Dumnezeu nu e închis, să spunem așa: Dumnezeu lucrează în orice timp, în orice vreme, în orice uh, ceas. Uh, minunea a fost că odată ajuns acolo era să mă întâlnesc cu alți băieți pe care îi știam, îndepărtați de domnul de familie, tot cu vicii, unul din trei ei chiar cu dependență de cocaină, tot români. I-am întâlnit toți acolo, în fața adunării, deodată, uh, neștiind unul de altul, n-am comunicat, eu nu mai știam de ei de foarte mult timp. Uh, liderul de tineret din vremea ce au ieșit oarecum în fața bisericii să iau gură de aer, să nu știu, dar tot a fost pregătit de Dumnezeu, acum știu de deci ce au ieșit și ne-am întâlnit, să spunem așa, față în față. Uh, desigur, când i-au văzut, ce pus să plângă, s-au bucurat, primul pe mine m-a luat în brațe, ceea ce a însemnat enorm, pentru că nu, 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 nu m mai cuprins nimeni în brațe de foarte mult timp și în momentul când m au cuprins în brațe am simțit efectiv că mă cuprindea Dumnezeu în brațe cu bunătate, cu dragoste, cu milă pentru că toți oamenii simțeau fel de repulsie de față de mine desigur, la cum arătam, ce făceam dar omul ăsta nu mi-a început să ne întrebe pe fiecare ce facem, ce căutăm, aici m-a întrebat pe mine primul i-am spus ce s-a întâmplat am spus în mare, să spunem, toată povestea unde trebuia să alerg, unde trebuia să ajung și-o dat seama că Dumnezeu începea să pună în mișcare uh, eliberarea, liber, uh, punerea mea în libertate, din punct de vedere sufletesc și atunci au început să comunice cu mine. Sunt uite, dacă tot eu adus Dumnezeu aici și-o vorbit Dumnezeu nu vrei să intrăm în casa de rugăciune și am acceptat împreună cu ceilalți patru băieți. Și acolo totul decurs uh, simplu, erau uh, adunați mai mulți tineri, cântau, se rugau. O seară oarecum de tineret, să spunem așa, uh, dedicată, dăruită, în uh, special tinerilor, unde ei se adunau, aveau un mesaj biblic, se rugau și mai apoi plecau. Uh, în momentul când am intrat, am zărit aproximativ 20-25 de tineri fratele uh, Ovidiu, cel care se ocupa de ei, le-a povestit ce s-a întâmplat, cine sunt, pentru că majoritatea nu mă cunoșteau și am decis să începem să ne rugăm pentru mine și pentru prietenii mei. Și în noaptea aceea Dumnezeu avea să facă una de cele mai mari minuni, să spunem așa, din oraș despre care s-a vorbit și în, în spațiu uh, uh, Online și în ziar, nu doar la nivel de comunitate bisericească, pentru că uh, au fost cazuri foarte grele. Cel puțin eu eram un caz foarte greu, și din punct de vedere al, uh, al sistemului, să spunem așa, prin problemele pe care le-am făcut, și din perspectiva bisericii. Nimeni nu a mai avut șanse pentru mine. Și în urma rugăciunii din acea seară, Dumnezeu uh, m-a eliberat de. Cam viciu, de rugat pentru tine. Câți? Cât, cât timp s-a rugat? Cât timp, da. Aproximativ. Uh, ulterior am vorbit cu liderul de tineret și mi-a spus că aproximativ două ore. S-au rugat? S-au rugat, da. După acest moment? A fost moment, o luptă. Da, după acest moment te-ai întors acasă. Da, după acea seară m-am întors direct la părinți, direct la mama mea. Fiind de acum efectiv o minune pe două picioare, schimbat complet ceea ce am simțit înainte când am ieșit din spital a fost la o scară, la un nivel foarte jos față de ceea ce simțeam și eram în seara respectivă da, m-am întors acasă dai seama că mama a rămas plină de bucurie, surprinsă în sfârșit după ani de zile de așteptare Marius urma să intre în casă, nu ca un drogat, nu ca un om care fuge de lege, ci ca un băiat transformat, schimbat, așa cum i-așa și-a dorit. Și a din, a, din acel moment, care au fost senzațiile tale fizice? Mă gândesc că sunt foarte mulți tineri care sunt dependenți de droguri și merg în centre de dezintoxicare da? și cu toate astea revin și uh, continuă să ia droguri. Cum a fost în cazul tău? Cazul meu a fost... Uh... Unul special. Deci, din seara aia, din noaptea respectivă, nu am mai avut niciun fel de uh, atitudine negativă. Organismul meu uh, era ca și, ca și cum aș fi născut încă o dată. Adică eram pur și simplu nou, înnoit. Ca și cum n-aș fi fost dependent sau vicea niciodată de cocaină. Mă simțeam extraordinar. Ca un tânăr care vrea să alerge, poftă de viață, reacțiile organismului au fost deosebite. Nu mai simțeai impulsul de a lua droguri? Absolut deloc. Deci din seara respectivă, până ziua de astăzi, au trecut 13 ani aproximativ, nu am mai avut nici măcar o dată dorință să mai consum. Ai okay. avut vreo discuție cu alte persoane dependente de droguri și le-ai împărtășit experiența ta? Da, da, cu foarte mulți. Ce ți-au zis ei? T au crezut? Da, unii mor ironizat, alții mor jocorit, alții mor insultat, dar unii ori sesizat faptul că ceva o intervenit, dar nu omul. Și au dat seama că cu adevărat Dumnezeu s-a atins de mine. De ce crezi că ceilalți au ironizat? pentru că cazul meu era de foarte mult timp. văzut văzuse răstaria. Eram, să spunem așa, cel mai dependent dintre dependenți. Și asta i-a făcut pe ei să nu creadă într-o posibilă schimbare. Hai mă, lasă-ne, hai mă. Acum te simți tu mai bine. Acum ai tu un flash al tău. Ai consumat și te simți ok. Nu și-au dat seama că, de fapt, vorbeau cu o altă persoană. Cu un om înuit, cu un om efectivă. Fără dependență. Cunoști și prieteni care s-au stins datorită drogurilor sau cunoștințe? Da, din păcate, da. Am avut foarte mulți prieteni care uh -huh. au murit. Primul prieten, un băiat cu numele de Samir, cu duplă cet cetățenie marocană franceză, s-a stins din cauza dependenței de droguri la 16 ani. Supradoză? Da, au fost găsit într-un centru de minori, pentru că uh, Spania o gândit centrele de minori ca fiind o, o posibilitate, o șansă pentru tinerii și adolescenții dependenți. Din păcate, mulți dintre ei muriau acolo, pentru că vicile lor nu erau, dependența nu era alimentată. Și Samir a fost unul din băieții, din prietenii mei care s-au stins, care au murit. Și mulți alții. Uh, tu ai simțit fizic și psihică, Dumnezeu a lucrat în viața ta. Da. Ce ai făcut din acel moment, din, din acea zi? Uh, din acel moment am început să caut, să spunem așa, uh, tot ce pot să fac să-i ajut pe cei care umblau cu mine. Desigur, am reluat legăturile sânse cu familia, cu biserica, am început să merg la tineret, cele de tineret ni se păreau explozive, minunate, deosebite. Aveam să împărtășesc mărturia mea, să mă rog împreună cu ei, dar dorința supremă în mine a fost cum să ajung să ajut și pe restul. Ce spuneau cei din jur vedeau o schimbare fizică la tine? Da, deci pentru cei din jur am fost și sunt încă o minune. Desigur s-au bucurat. În câteva luni s-au împrăștiat mărturia asta peste tot în Spania, pentru că mulți părinți aveau nevoie de mărturia asta, fiindcă copiilor erau dependenți. Și te referi la părinți creștini? Da, da. Părinți din biserici evanghelice, care au fete și băieți, chiar în zona Castelionului, în Spania, sunt familii care au băieți închiși pentru 30 de ani de zile, pentru că au fost priși cu drogurile, din familii creștine. Cunosc cazuri, știu, nu vorbesc din povești, deci situația îi alarmantă, e foarte greu. Da, și desigur, mărturia mea a provocat, să spunem așa, în părinți credință și dorința ca ei să roage să vadă minunea asta și în copiilor. Din acel moment, viața ta a fost schimbată, însă a urmat o altă provocare. Ai fost arestat. Da. Au venit ca un ca un duș rece, să spunem așa, nu mă mai gândeam că ce-am făcut, poate să-mi producă rău mai târziu. Probabil ei, studiindu un cazul, problemele pe care le-am făcut, s-au hotărât să, să fac așa un buchet din dosarul meu și să, să mă închidă. Și m-am trezit că sunt căutat, de acum eu fiind schimbat și în minte, și în trup, și în suflet, și în inimă, m-am speriat, desigur, gândeam diferit, mi imaginam tot felul de lucruri, ai penitenciar, pentru că din câte mi-au scris, situația era gravă. Nu era vorba doar de un, eu știu, de o simplă chestiune care mă privea pe mine și urma să scap, nu. Urma o condamnare de șapte ani de zile de închisoare. Pentru anumite fapte, nu pentru toate, pentru anumite fapte. Cum ai primit această veste? Oh, da, a fost uh, foarte greu. Pe lângă sperietura pe care am tras-o, mi-am făcut tot felul de, de, filme. Cum o să supraviețuiesc? Ce o să fac? Acum m-am întors la Domnul, nu mai fumez, nu mă droghez. Cum o să rezist acolo? Aveam un avocat ce se ocupa de mine, mă știa din adolescență. În momentul când au auzit, o venit, a încercat să mă ajute, să-mi explice care e situația. Pentru că eu înainte eram mereu bulversat, a dormit, droga, nu știa. Dar acum stătea de vorbă cu o persoană care era lucidă, judecam și da, problema a fost foarte grea. Și ce ți-a zis avocatul? Avocatul mi-a spus, măi, Marius, uite, Mario, cum spunea el, uite, până aici te-am ajutat. Când ai fost minor, n-ai intrat în centru. Când ai împlinit 18 ani, am încercat să te scap. De data asta, și nu o să niciodată cu cuvintele lui, au spus, mai Dumnezeu te poate scăpa. Așa o și încheiat, chiar mi-aduc aminte, văzând fața lui, o și început să lăcrimeze, că și-o dat seama că nu mai poate să facă nimic pentru mine. Cum te-ai simțit atunci? Da, a fost o, o cea mai negativă veste pe care am primit-o vreodată în viața mea. O lovitură. O lovitură foarte puternică deja derulam în minte cum, cum să fac. va fi o provocare uriașă, cum adică să stau eu închis. Da. Parcă m-am trezit dintr-un vis, un coșmar. Mă, stai că mă paște penidenciarul, pușcăria. Da, a fost foarte greu. Ți era teamă? Teama, cred că e primul sentiment care cuprinde ființa unui om când primește un astfel de verdict. Foarte mare teamă. Și Groază. Și ce s-a întâmplat în arest? Da. Eu m-am prezentat, pentru că, mi-a spus și mi-au recomandat avocatul să nu cumva să încerc să fug. Cum să fug, acum că eu trebuie să dau dovadă de un bun creștin, nu? Plus de asta am avut și sujitorii de lângă mine. Fratele Pastor a fost lângă mine, m-a ajutat. O zis, Marius, uite, suntem până la capăt cu tine. Am ajuns. M-am predat, să spunem așa, poliției locale. Poliția locală m-a ținut o zi în arest, mai apoi am fost uh, dus la la tribunal. Înainte de a ajunge la tribunal, uh, ți-a vorbit cumva Dumnezeu? Ai simțit că este alături de tine? Uh, da. Mi-a vorbit Domnul și prin cuvânt, prin oameni, prin oamenii din jur. Prin tineri, tineri m-au căutat foarte des, stau lângă mine, m-au încurajat. Dar într-un mod special, Dumnezeu mi-a vorbit uh, chiar cu o noapte înainte să merg la tribunal, printr-un vis. Se văcea că eram într-o încăpere, o lumină puternică, o pătrunș, și acea voce care mi-a vorbit, în momentul când Domnul m-a schimbat, am auzit-o din nou, Marius, mâine vei vedea puterea mea și uh, voi face totul nou. S-a încheiat visul, efectiv, n-am știut ce să înțeleg, dar mi-am dat seama, desigur, că e Dumnezeu, e alături de mine și, indiferent ce se va întâmpla va fi ok, va fi bine. În arest ai întâlnit pe cineva cunoscut? Da. În arest la tribunal am întâlnit pe unul din băieții care, pe care lucrasem, din familia de colombieni. Eram oarecum cu spatele când ne-am întors. Traficanți de droguri. Traficanți de droguri. Când m-au văzut, el s-a bucurat. El a crezut că am intrat și eu în pactul lor și urma să intru și eu cu, cu ei. Dar eu i-am spus, măi, eu nu o să merg închis. O zis, nu se poate. Era un gemuleț cu gratii, și o suită privește la uh, microbuzul respectiv, era un fel de microbuz cu geamuri fumurii, se transportau uh, cei care urma să intre în închisoare, de la tribunal la închisoare. ce o să fim amândoi acolo. Nu știu cine mi-a dat forța respectivă, doar domnul, că am spus eu nu o să merg, o să te duci tu. Am început să râdă, să facă iștoa de mine, vă dați seama. La jumătate de oră am fost uh, dus în tribunal pentru a fi judecat. Am prente poze, eram vinovat Fără dar și poate Deci nu mi-asum toată vinovăția A. Nu mi-a plăcut niciodată Și nu-mi place și nu o să-mi placă niciodată Să fiu alt om decât Și mi-aduc aminte O sală arhiprină Păstorul undeva în spate Se ruga Așteptam sentința Avocatul îmi spusese Acceptă șase ani uită am ajuns comun de acord cu ei fiind la prima intrare așa la închisoare cu mulți ani, să scadă cumva pe fond de sănătate, nu știu exact ce a fost, acceptă șase ani, sunt ok, eu am făcut să bagajul cu mine, așteptam doar să, să intru. Dar Dumnezeu încă o dată urma să facă ceva ce o șocat lumea de atunci și biserica, pot să spun de atunci, că și creștinii erau îndoielnici, mai cum scapă Marius acum, dar exact ce mi-a vorbit Dumnezeu un vis s-a întâmplat. În timp ce eram în sală, o persoană a intrat în acea sală, nu știu cine, nu știu cum, am încercat și eu să aflu de ce, cum s-a întâmplat, dar o minune, ca să fie o minune, nu ajunge la explicația noastră, să spunem așa, neapărat logică și poate într-un fel e bine așa să nu știu toate detaliile, dar s-a încheiat efectiv procesul pentru că toată lumea era în forfotă că intrase acea persoană chiar și poliția cea de gardă oprit o oprit-o, pe mine mor coborât din nou în, în, temniță cu, cu băiatul respectiv pe, 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 pentru 15 minute neștiind vă dați seama ce, ce se întâmpla zis, Doamne, ce se întâmplă? N-am mai văzut așa ceva niciunde, cum într-o sală de tribunal, toată lumea. Uh, am zărit ceva cu partea stânga, o Mă, cineva, ceva, o intrat. După 15 minute, 20 aproximativ, am fost uh, readus în sală. De acum sala tot era o forfotă, până a făcut liniște uh, cel ce era acolo în față. Totul s-a schimbat. Efectiv, fără cuvinte de la condamnarea de șase ani de zile m-au declarat liber. Dar ce s-a întâmplat? Ce a, cum a acționat? Ce a făcut persoana respectivă? Da, deci efectiv acum cei care sunt în cauză știu mult mai multe, nu aveam cum să scap liber, ies liber de acolo. Ce știu, că procurorul și toți cei care erau, care erau se vedeau că erau tensionați, nervoși, chiar pe mimica, espeția feței, au început o discuție cu mine, Cine sunt? Șocan, nu? cum spun să întreb întrebi pe cineva așa ceva, ei știau cine sunt eu. Dar asta ca să vadă sala și uh, creștinii, și eu personal, că Dumnezeu lupta pentru mine, ca eu să scap de acolo. Și, efectiv, uh, o spus, mă, în urma cercetării dosarului tău și așa mai departe, acest tribunal te declară liber. Doar. Că va trebui să plătești un an de cauțiune. Ceea ce eu am rămas foarte mișcat, cum adică liber, dar un an îl plătesc, nu mai înțelegeam. Am început să tremur, să am tot felul de, de stări emoționale. De fapt, eu ce simțeam era o bucurie. Știam că ceea ce mi-a spus Dumnezeu urma să aibă loc. Și, da, a spus, mi-a spus cât costă cauțiunea fratele pastor, care era cu mine în sală, au ridicat mâna, au spus, da, avem banii, respectiv, de fapt, tinerii care se rugaseră pentru mine, au strâns într-un plic, au făcut o chetă, o colectă, și au strâns exact 600 de euro cât o costat uh, cauțiunea mea. Și aici, din nou, a putut să văd o minune și providența lui Dumnezeu, cum o călăuzi toate lucrurile. A fost ceva special. S-a scris despre tine în presa spaniolă? Da, s-a scris pentru că eram uh, unul din cei care am făcut dezastru și ravagi în zonă. Uh, am sustat cele mai multe autoturisme, să spunem așa, eram cap de listă cu poză. Și, da, s-au scris uh, cum au ei obiceiul, cum că s-au destructurat uh, toată gruparea, că uh, unii au murit, că alții au fost închiși, că eu am fost închis și că s-au făcut dreptate și multe alte chestii. de eu, de fapt, uh, Eram liber, mai liber ca niciodată. Cum- a, a fost un șoc. Cum pentru... ți-ai explicat? Persoana respectivă le-a spus judecătorilor ceva? De s-a schimbat totul? Da, va? eu am fost uh, retrimis în, în celulă cu, cu băiatul ăsta. Nu știu exact ce a avut loc, dar eu cred că da. Nu știu cum o luptat Dumnezeu pentru mine în momentul ăla, dar uh, a avut efect. Cum? Nu știu ce s-a spus. Cum te-ai simțit după ca o pasăre pe care o scoți din colivie după ani de zile. Deci nu -mi venea să cred ce am fost și ce am ajuns. Că urma să fiu închis și cu toate astea eram mai liber ca niciodată. Mi s au dat cureaua și returile și au zis, ești liber. E sigur, am început să plâng. Tinerii, fratele păstor, au fost lângă mine, mor au înconjurat, am mers să sărbătorim, să spunem așa. Eu <girii> mele mi aduc aminte că am ieșit împreună și am început să discutăm despre tot ce a făcut Dumnezeu. Era un caz care și astăzi șochează pe cei mai mulți. Am discutat cu creștini avocați, cu nu, nu le vine să creadă. Și cu toate astea, da, e credibil pentru că mărturisesc. Ce te-ai hotărât să faci din acel moment cu viața ta? Da, să fie predată 100% Domnului asta în primul rând. Am zis, Doamne, pentru ce ai făcut pentru mine, toată viața mea tot ce sunt, tot ce am tot ce voi fi, o să fiu al tău fără dar și poate și cum am mai spus s-a pornit în mine un foc care arde și azi prin care Dumnezeu mă, mă, mă motiva să lucrez pentru tinerii pentru oamenii dependenți și să fie ajutați să fie conduși pe drumul unde am ajuns și eu După mult timp te-ai întors în România da? Cu ce misiune, să spun? Da. <coughs> fratele care m au preluat, fratele păstor, au făcut un fel de echipă formați, formată, să spunem așa, din tineri reabilitați, scoși de Dumnezeu, din vicii, din legături, din dependențe. Eram așa cum o priveliște pentru toată lumea. mai uite, ce-or fost Băieții, ăștia și acum, într-un mod miraculos, le trebuie Biblie, le trebuie misiune, le trebuie moralitate, le trebuie căsătorie, le trebuie viață bună. Uh, urmat câțiva ani minunați, 2 trei ani aproximativ de părtășii continue, de misiune în zona Spaniei, uh, și după această pregătire ne-am reîntors în România ca misionari ca și oameni care aveam să depunem mărturie despre viețile noastre și despre Cuvântul lui Dumnezeu într-o zonă foarte aridă, undeva în, în județul Gorj, în Sterpoaia mai exact, unde de altfel Dumnezeu a lucrat minunat, unde este plantată biserică, unde peste 40 de persoane s-au întors la Hristos și lucrarea, misiunea, mărturie au avut un efect extraordinar în transformarea oamenilor. Cum a fost la început când ați ajuns în zona respectivă? Cum vă trata oamenii? Foarte greu. Au fost respinși, au fost amenințați, au fost cuipați adeseori de oameni pentru că nu pricepeau, nu înțelegeau de ce căutăm acolo, tocmai din Spania, tocmai din Arad, tocmai din Timișoara, tocmai... Ce căutați aici? Noi le-am spus care e scopul. Nu vrem banii voștri, nu vrem nimic, vrem doar să îl propovăduim pe Hristos și să vă ajutăm. În, 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 anul când eu am ajuns în Sterpoaia, tot acel sat era efectiv dependent de alcool, de la tineri la bătrâni. Toată lumea consumă alcool. Nu mai vorbim de divorțuri, de morți, de uh, foarte multe probleme, vrăjitorie. Deci, noi am prins un teren foarte greu, foarte arid, din punct de vedere suflete, spiritual, religios și mi a plantat Dumnezeu chiar în momentul potrivit, acolo, zic eu. Îți aduce aminte care a fost prima persoană care s-a întors la Dumnezeu? Da, prima persoană a fost chiar vecinul unde aveam să construim biserica, un bărbat care efectiv a fost robit de alcool de la vârsta de 10 anișori. Muncea o ăsta pe tractor și amesteca motorina cu spiritul, cu... Deci pentru el, indiferent de alcool, de alcoolul, eu știu, mai mult sau mai puțin tare, nu-și mai făcea efect. Încerci să și motorină, și primul convertit la Hristos, să spunem așa, primul om eliberat și primul om reabilitat a fost el, vecinul ăsta. Și cum ai reușit? A fost o muncă foarte grea. Mi-aduc aminte, primii ani nici nu o dori să se apropie. De noi nici pe noi nu ne lăsa să ne apropiem. Ne lovia, dădea cu sticle, ne blestema. Ne... Ce s-a întâmplat? Am început să-l ajutăm uh, din punct de vedere financiar, să spunem așa. Iernile erau grele, sunt grele în zona aia. Și am zis, măi, uite, nu ne pasă de tine, pentru că, așa cum spune și Scriptura, nu poți să-i spui unui om, du-te, încălzește-te fără să-l ajuți. Credința lucrează mână-mână cu faptele. Noi am zis, măi, de-aia suntem acolo. Și din punct de vedere social, spiritual, să-i ajutăm pe oameni, să fim mâna Domnului pentru ei. Și încetul cu încetul omul și-o da seama că nu avem scopuri ascunse că dorim cu adevărat ajutorarea lui și după șase ani de zile aproximativ deci atât de mult Dumnezeu a lucrat în el, după șase ani aproximativ omul s-a fost eliberat astăzi un om liber cântă în biserică ține cântările și are familia lângă el deosebit menționai de familie între timp și tu ți-ai cunoscut aleasa inimii, cum a fost? da sunt căsătorii cu Ligia, împreună avem patru copii. Tot pe terenul misionar am cunoscut și pe ea. A fost un moment special. Am fost invitați undeva în județul Arad, la o conferință de tineret, unde aveam să depun mărturie, cum m-am întors, fiind și tineri din lume, tineri cu vicii, tineri cu tot felul de probleme. Am ajuns, am depus mărturie, mai apoi zis cineva, vom merge în curtea unui frate, servim o prăjitură, socializăm, bem un suc, ea era printre tinerele care servia la mese. Când am văzut-o, efectiv a fost ceva instantaneu în inima mea. Am început să simt ceva față de ea și am intrat în legătură. Ne-am cunoscut, pe vremea aceea comunicam prin Yahoo, i am dat adrese, numere de telefon și am împărtășit dorința mea. Ne am zis, uite, te-am văzut, aș vrea să ne cunoaștem. Și 9 luni de zile ne-am căsătorit. Tot o, dorit, o durat foarte... Ce i-a plăcut tot. cel mai mult la tine? Totuși avea un trecut uh, mai tumultos. Da. Greu să iei un uh, partener de viață cu, uh, pentru viitor, cu un trecut ca al meu. Ce i-a plăcut la mine? Sinceritatea. Felul de a fi direct. Felul de a ști ce vreau. Eu i-am spus, să spunem așa, ce am pe mine am și în dulap. L-am pe domnul în inimă, știu că astea nu sunt uh planuri prea mari pentru un viitor, dar uite asta vreau, un si misionar, eu te plac, dacă vrei să discutăm, să ne cunoaștem, asta de fapt căuta ea. Și ea fiind întoarsă la Hristos tot din lume, tot dintr-un mediu rău, greu, și-a dat seama că Dumnezeu avea să pună în ea partenerul ideal, să spunem, soțul ideal. Aveți patru copii, da. le-ai povestit prin ce ai trecut copilor tăi? Uh, da, le-am povestit și chiar fetița mea mai mare, Rut, zile trecute mi-a spus Măi, tati, ce ai spus acolo la un podcast despre tine? Vrei să-mi spui și mie? Și atunci, da, am luat pe tot și am discutat puțin. Acum nu toate detaliile, de-aia am spus cum o lucra Dumnezeu, ce-i bine, ce nu-i bine să facă, unde să alergăm pentru ajutor. Și am încercat să le spui de unde m scos Dumnezeu pe mine și cum ar trebui ei să vadă și să prevină. viața și să prevină. Da. Cât de importantă este familia în ajutorarea unui dependent de droguri? Uh, familia, să spunem așa că pot să rezum tot într-un cuvânt, îi va fi gura lui de oxigen. Uh, fără familia care să ajute un bărbat, o femeie, un tânăr dependent, îi înseamnă moarte sigură. În cazul meu, dacă nu era fratele meu, la mort. Orice familie care are în uh, căminul lor viciu, dependență, trebuie să înconjoare cu iubire, cu respect, cu răbdare și să gestioneze situația cu calm și cu ajutorul Dumnezeu. Dar familia are un rol și un scop foarte important. Cunoști persoane, cunoști tineri care au fost izgoniți de acasă, au fost respinși pentru că aveau anumite vicii? Da. Da? Cunosc foarte multe persoane și prieteni ai mei pe care familia i-a marginalizat, din păcate. Adică nu știut nici comunica, nu știu nici ajuta, nu știu să pună umărul și văzând starea, zic, măi, decât să ne consumăm energia și banii și timpul, mai bine arătăm ușa. Ceea ce în cazul meu niciodată nu s-a întâmplat. Mama mea niciodată nu mi-a spus, uite ușa, ia bagajul. Din potrivă, uite, ai patul pregătit, ai mâncare caldă, mami te iubește, tati te iubește, noi te așteptăm. Astea în mine, chiar dacă nu le spuneam sau nu plângeam, cu tot că eu plângeam înăuntru meu, m -o determinat să rămân, să lupt încă. Deci e foarte, foarte importantă familia. Trebuie să gestioneze în așa măsură încât fiecare cauză să fie salvată, fiecare persoană să fie reabilitată. Foarte mulți tineri, datorită anturajelor sau datorită curiozității, testează astfel de substanțe periculoase. Da? Este la un nivel tot mai larg și chiar în rândul creștinilor. Da. Din nefericire, România experimentează o creștere la nivel de țară a consumului de droguri alarmant. Ceea ce ar trebui să ne pună într-o poziție de veghere și de, de luptă potriva lor. Și da, referitor la ce spui, nu, vor, nu mă refer doar la tinerii din medii care provin din familii defavorizate, că de obicei noi acolo, acolo ne focalizăm, da, mama stricată, tata alcoolic, tinerii devin așa. Eu nu, nu e nu un principiu de bază. Cunosc familii creștine, sănătoase, a căror copii sunt dependenți. Chiar săptămâna trecută am fost sunat de un tânăr de 35 de ani, antreprenor, în zona Clujului, băiat căsătorit cu doi copii, o excelat din punct de vedere al firmei, al banului și independent. M-a sunat să-l ajut, am fost la firmă, am stat în birou cu el, am discutat, mă rog, din biserică creștină, evanghelică, deci... Numărul de tineri care experimentează, de adolescenți care experimentează indiferent ce tip de drog, crește alarmant și în bisericile creștine. Ce ar trebui făcut în acest sens? Da, eu mereu am spus, pe unde am fost, încă nu s-au creat în România, să spunem așa, cadre speciale și specializate, cu oameni pregătiți, specializați pentru a ajuta tinerii și oamenii dependenți. Chiar centre. Dacă pot să lansez cum o provocare pe linia asta și dacă știu că există potențial, în orice punct de vedere, să se construiască astfel de centre, să investim tot mai mult în psihoterapeuți creștini, în oameni care învață consilierea, care va ajuta pe oameni din orice punct de vedere. Eu mi-aduc aminte că în timp ce mulți se rugau pentru mine, nu știau să mă sfătuiască. Nu știau să se aplece asupra mea, să discute puțin și, din punct de vedere intelectual cu mine. Hai să vedem ce-i de făcut, ce cum, cum, cum facem cu tine. Și atunci eu cred că în primul rând, părinții, liderii de biserică ar trebui să gândească o strategie pe care tinerii să fie câștigați. Care este obiectivul tău? Obiectivul ta. meu e să duc Evanghelia mai departe în sate, în orașe, în comunități unde Hristos nu a ajuns, Evanghelia nu a ajuns. Asta e dorința mea. Avem diferite proiecte, chiar și luna asta, luna viitoare, de fapt toată vara, câte șase, șapte zile în Râmnicu-Vâlcea, în județul Gorj, Dolj, unde vom face tot felul de incursiuni pentru uh, oamenii dependenți. Pentru tineri, pentru familiști. Pentru ce ești recunoscător astăzi, Marius? Da, pentru multe. În primul rând, sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru viață. Mi-a dat o a doua șansă enormă să-mi retrăiesc viața, să-mi reclădesc viața diferit. Îi mulțumesc că, desigur, m-a eliberat de dependența mea. Și sunt foarte recunoscător că am familie proprie, copii, că am familia lărgită care îmi este aproape. Sunt foarte multe lucruri, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a pus în mine și pasiunea asta, râvna asta, focul asta să duc mai departe. Și mărturia mea proprie, dar și mărturia Evangheliei că se poate. Te-ai gândit vreodată cum ar fi arătat viața ta dacă nu l-ai fi cunoscut pe Dumnezeu? Uh, da, Într-un cuvânt, să spunem așa, era moarte sigură. Iar înainte de moarte, cred că un calvar efectiv al depresiei, al nemulțumirii, al, al nesatisfacției, să spunem așa, față de lume, față de propria mea persoană, față de familie. Un calvar, o dramă, o mare dramă. În această stare te aduc drogurile? Da. Te-ai întâlnit cu tineri dependenți de droguri și le-ai mărturisit ceea ce tu ai trăit? Da, din fericire merg foarte des la întâlniri de tineret, la conferințe, chiar în centre, chiar și în România, în Ucraina am fost, în Europa, unde am stat de vorbă cu tineri, în Arad, nu de mult, chiar am stat de vorbă undeva într-o casă părăsită cu mai mulți tineri adunați acolo, dintre care unul este reabilitat și se va căsători în iulie, tot în urma mărturii sirii și a mărturii personale și Dumnezeu a lucrat și da merg foarte mult, văd din păcate fete, băieți dependenți, distruși fete creștine, băieți creștini care vor încerca să guste, să probeze să aibă o experiență nouă dorință de, de experiențe necreștine de, de senzații tari hai să văd cum îi Provocați de colegi, de anturaj și din păcate, da, sunt multe cazuri, îi văd. Aproximativ săptămânal comunic pe rețele de socializare cu cel puțin un tânăr care mă contactează spunându-mi că nu mai poate, care nevoie de, de ajutor. Deci e o problemă mare. Dumnezeu să te ajute să intri în contact cu foarte multe persoane care se confruntă cu această problemă, și fiecare dintre noi să facem ceea ce ține de fiecare dintre noi. Îți mulțumesc tare mult pentru interviul Cu drag. și pentru mărturia ta, Eu Marius. Mulțumesc. Îți urez multă sănătate, succes în tot ceea ce faci și să auzim de bine. Mulțumesc de asemenea. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne puteți scrie pe adresa oameni și Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!